Viorele! Viorele! De-aia, ai adus marfă? 2 litri, așa cum ne-am înțeles, Viorele. Și cât costă? 20 de lei. Măi, mitic, dar tu crești prețul la lapte așa în fiecare zi? Viorele! În primul rând e bio că omulți vaca azaurica și în a doilea rând e inflație, ei! Vrei sau plec acasă? Crei! Băi, mitic! Băi! Ce frumoasă e mașina asta, băi! Care e asta? Da, băi, asta, băi! Asta o să ajungă piesă de muzeu, băi! Ce să faci cu asta, băi? Cum e ce să faci? S-o cumpere! Bă, Viorel, ia zi-mi o leacă. Mașina asta o vinzi? Care e asta care ține o găinline? E, asta e moștenire de la bunica. Piesă, mitică, dar nu mai mergi. Bă, mitică, ia-o, ia-o, cumpăr-o, că am eu o idee. Iauză, Viorele, are Cornel o idee și vreau să-ți cumpăr mașina. Cât costă? Bă, mitică, cu... Dă-și tu 2 butoaie de vin. 2 butoaie de vin ai, dar și Viorele, Panamera? Îți dau vacă. Bine, mitică, dă vacă. Aici ți-a 20 de lei. Bine, hai, bate-mi pala, o să aduc vacă. Du-te, eu nici nu mă clintesc, deci aici stau. Aici stau. Ce faci, Faurică? Bine, fa Maria, am fost la magazin și acum mă duc acasă. Tu-și faci? Da, e bine. Mai devreme l-am văzut și pe mitica tău cu vaca. Da, fă, nu m-aș fi gândit niciodată în viață că mitica meu ar duce el vaca la șireadă. Ce șireadă, fă? S-o duc să vândă vaca lui Viorel, că vreți și mașină. Îl omor! Mitică, eu vreau vaca înapoi. De nu se mai poate, fă, că am luat mașina asta. Ce mașină, mitică? Cazanul ăsta? Cazanișul ăla aveam și eu acasă. E, mitic, controlează-ți femeia, că îmi jignești moștenirea. Te rog frumos. Hai, Vauri, că treci în mașină să zic ceva. Hai! Cornel mi-a spus că asta e piesă de muzeu. Peste an, Faurică, asta ajunge mașină de colecții. Numai noi și Țiriac o să avem așa ceva. Da, mitică, da, vaca mea. Vezi, fă, nu ai minte de antreprenor. Nu te duci în minte, deloc. Păi noi o să vindem mașina asta, o să vindem mașina asta, fă, și o să îți cumpăr fermă de vaci. Hai să o ducem acasă. Ea noastră! Ia uite, când accelerezi aici face... Amă! Amă! Hai, bă, râs-o leacă! Amă! Dă-i! Pici, dă-i! Maurică, m-a ținut frâna, bă! Cornel, repar-o! Dar nu știi să o repar eu! Cum nu știi să o repari? Ai spus că știi să o repari! Am zis că știu cum se repară, adică am idei cine să o repari. Și cine? Ion! Hai că mă duc să vorbesc cu el! Poate îl convin că este cam full așa! Păi, Ioane! Hai că trebuie să repară mașină! Hai! N-am timp, e. Sunt full. Dar știi că la mine trebuie să-ți faci programare. Stai să mă uit să văd în agenda dacă am timp. Să-mi dea ce o Faurică?
Da, mitică, să sunt ei răci ca inima ta. Parcă mă și văd conducând așa, e la noi prin sat, abia aștept să reparăm. Păi, Oane, hai să repar și mie mașina. De ce ești mecanică? Da, Cornel a spus că tu știi să repari mașini. Nu, eu am zis că am o idee pe cineva care știe care o idee, care știe care, pe cineva care are o idee, care să repare mașina. Eu pot să zic ce-i strica la mașina asta, de ce nu metri. Cum? E simplu, intri pe aplicația Car Vertical și scrii numărul ăsta de aici, de șasiu. După ce scrii numărul ăsta de șasiu, aplicația îți dă tot istoricul la mașina asta. O-o. Ce o-o? Îi dau unul total economică. Cum? E radiată. Și ce înseamnă asta? Adică nu mai poți să umbli cu mașina asta pe drumurile publice. Vaca mea! Bă, Cornel, și mă lași așa? Dar nu știu cine ești, e tu de aici. Am făcut bagajul, plec la mama. Nu știu ce faci tu cu cazanul ăsta, dar eu nu mă întorc până nu mi-aduci vaca înapoi. Părinte, tu știi ce e la Car Vertical? Nu, măi. Perfect! Vând mașina asta, părinte, cea mai bună mașină pe care ai putut să o vezi vreodată. E piesă de muzeu, mașină de colecție, părinte. Tu știi cum rupe asfaltul? Păi, leu, are oglinzi manual reglabile. Cum? Ca la manual. Dar și nu are, părinte, și nu are, părinte. Are portieri, are volan, are, părinte, uite, accelerații, ambreiaj, frână, din când în când, dar merge de rupi, părinte. Ce zici? O vând pe 3 vași și 20 de lei. Bine, măi mitică, totuși eu aș fi preferat o culoare neagră, dar m-ai convins, măi, bate-mi palma. Gata? O cumperi? Da. M-ai salvat, părinte! Dă-i Dumnezeu sănătate! Părinte, părinte, ai căutat tot satul. Ce faci, părinte? Ce-ți fac, dascăle? Uite, tocmai ce vreau să-mi cumpăr mașinuța asta, măi. Uite, are și o oglinză reglabilă manual. Dar și n-are. Volan. Volan. Stai, părinte, stai. Eu zic să încă să nu cumperi mașina. Dar de ce? Păi ai verificat-o pe Car Vertical? Nu. Hai, părinte, lasă prostiile. Fraților, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să dați un share, să vadă și prietenii voștri, măi. Și scrieți în comentarii în ce oraș vreți să venim cu Dacia.